fie consumit un proiectul Monaco Ardian Grecu pentru Cuvântul de Desăvârși de Coloți, care, de fiecare, au primit cât mai mulți. Mi-aduc aminte, apropo de o cultură de gând pe care am auzit-o mai devreme, că se simte tânăr și putere și mai tânăr decât noi toți, că un dat vizitătorul bisericii noastre, Patriarhul Daniel, zicea că noi creștiniști noastre în biserică nu avem tineri sau tineri și bătrâni, ci tineri de mai multe vârste. Tineri de toate vârstele, așa încât se potrivește bine cu gândul ăsta, că nu aveți cum să fiți bătrâni, pentru că ați rămas tineri prin jertfa lui Hristos, prin împărtășirea cu Hristos, prin suferință în numele Lui și prin învierea pocăcească de Mântuirea. Așa că toți cei ce vă simțiți bătrâni de tineri, fiind, să știți că aveți o problemă. Aveți, iată, un exemplu viu de tânăr care e la a treia tinerețe și care ne învață pe toți să fim cu adevărat tineri, pregătindu-le pentru veșnicie. Nu poți să te pregătești pentru veșnicie dacă știți că ai bătrânit. Așa că Părintele rămâne o pildă pentru toți întristații, mâhniții, depresivii și deprimații zilei. Și să mă bucur că ați fost mulți aici, ca nu cumva la scaunul provinciei să vă aud că sunteți obosiți, că sunteți deprimați, că ați fost în deznădejde și nu mai puteți. Pentru că atunci vă aduc aminte de acest tânăr drept ca bradul și care este plin de putere și de dragoste și știm, dincolo de orice posibilă ironie, că este acest lucru posibil numai printr-o putere unui har adăugat firii noastre căzute, care vine de sus din cer. De aceea să îl întărească și pe Părintele Maridian și pe noi, pe toți, Dumnezeu, pentru a putea face față cu mila Dumnezeu, cu bine cernerii ce ne este pus înainte și să avem grijă să trecem cu bine prin sită. Să trecem dincolo de sită, acolo unde este locul descoperirii și mila Dumnezeu și răsplata Sfinților. Să rămână.